Bună, bine te-am regăsit la Minutul Psi. Astăzi continuăm să vorbim despre învățare eficientă. A doua etapă a învățării presupune memorarea informațiilor. Prin memorare se leagă informații noi de cele vechi, dându-le o semnificație. Dacă sunt multe informații, ajută să le grupezi pe categorii. Este important de asemenea să faci o pauză de câteva minute după 20 de minute de învățat concentrat. De asemenea, să faci asocieri cu imagini nostime sau ciudate, iar pentru noțiunile abstracte găsește reprezentări concrete. Apoi, vezi ce fel de memorie ai tu. Ai o memorie predominant vizuală dacă îți aduci aminte cu ușurință cum arată pagina de pe care ai citit, reții ușor imaginile, precum și poziția lor în text. Memoria ta este predominant auditivă dacă reții ușor ce a povestit cineva sau de pe audiobook-uri. Și au o memorie predominant kinestezică dacă reții ușor gesturi sau acțiuni. Dacă predomină memoria vizuală, atunci te ajută să rememorezi imaginea textului, să revezi desenele, posterele sau hărțile mentale. Dacă ai o memorie auditivă preponderent, te ajută să repovestești tu subiectul. Când repeți, te poți înregistra ca apoi să reasculți. Și dacă ai o memorie kinestezică, rememorează informațiile legându-le de ce s-a întâmplat când le-ai aflat, rescrie ideile principale, recitește post-iturile sau cartonașele puse pe o tablă, pe frigider sau pe perete și mută-le dintr-un loc în altul. Despre recapitulare vreau să vă spun că este bine ca prima repetare a materialului să o faci după o scurtă pauză de la învățarea lor și să variezi forma în care repeți noțiunile. De asemenea, să folosești mai multe canale senzoriale, căci asta te ajută să reții mult mai mult. De exemplu, repetă cu voce tare, imaginează-ți informațiile și ia-ți notițe. De asemenea, foarte important, fă recapitulare înainte de somn. Ajută la fixarea informațiilor pe termen lung care se face în timpul somnului. Dacă nu te poți culca imediat, ajută și o plimbare prelungită sau o perioadă de relaxare. Și fă o nouă recapitulare rapidă a doua zi după ce ai învățat. A treia etapă a învățării este aplicarea informațiilor. Învățarea nu are niciun sens dacă nu servește la ceva. Atunci când ai un scop, învățarea este și mai ușoară și mai trainică. În primul rând, testează-te singur. Pune-ți singur întrebări, întoarce cardurile cu fața în jos și vezi dacă ai răspuns corect. Imaginează-te făcând mai întâi în gând, apoi să treci la acțiune. Sau aplică informațiile ori de câte ori ai ocazia. Poți să fixezi singur obiective de învățat. De asemenea, poți să observi pe alții mai experimentați decât tine și să le pui întrebări. E foarte bine să ceri și sfaturi. Sau înregistrează-te cum redai informația și cere feedback. În rezumat, ceea ce ai de făcut este să îți setezi un obiectiv de învățare, să-ți faci un plan de învățare sau un plan de progres, să-ți desenezi scopul și să-l ții la vedere ca să te motiveze și să-ți găsești singur o recompensă pentru a celebra reușita. Nu uita, persoanele care reușesc în viață pe termen lung sunt cele care învață continuu. Sper că aceste două episoade despre învățare eficientă să-ți schimbe perspectiva despre școală și despre progres. Abonează-te la canalul de YouTube Minutul Psi, dă-ne un like pe pagina de Facebook și rămâi conectat la informație de calitate privind sănătatea mentală. Pe curând, până la un nou episod din Minutul Psi!